Iată titlurile acestei ediții. Caz tragic în raionul Strășeni. Un bărbat de 41 de ani a murit după ce a fost înjunghiat de către doi frați în stare de ebrietate, chiar în fața casei. Două taximetre s-au tamponat violent și au blocat traficul în centrul orașului Bălți. Doi bărbați au ajuns la spital după ce două locuințe au fost cuprinse de flăcări, iar într-o altă gospodărie a explodat o butelie cu gaz. Tragedie la o mine din Ialoveni. Un bărbat de 47 de ani a murit după ce a fost strivit de o poartă. Patru mașini s-au tamponat violent pe bulevardul Dacia, nu departe de intersecția cu bulevardul Traian. Caz tragic în raionul Strășeni. Un bărbat de 41 de ani a murit după ce a fost înjunghiat de către doi frați în stare de ebrietate cu un cuțit de bucătărie, chiar în poarta gospodăriei sale. Crima a avut loc în noaptea de 24 februarie, în localitatea Unești. Poliția a fost anunțată de către fiica victimei, o fetiță în vârstă de 14 ani. Contactat telefonic, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Strășeni, Cristina Vicol, a declarat că bărbatul se afla acasă împreună cu fiica și soția sa. În jurul orei 22, acesta le-a zis că merge afară să vorbească cu cineva, iar peste câteva minute un vecin de al său a anunțat-o pe femeie că soțul său stă fără suflare la poartă. Pe corpul victimei, în regiunea abdominală, au depistat o plagă penetrată în regiunea abdominală. Polițiștii au stabilit că victima era într-un conflict cu suspecții și că pe parcursul zilei între ei s-a iscat un conflict. Seara, suspecții fiind în stare de ebrietate, au venit la domiciliul victimii, unde, strigând-o la poartă, ultimul a ieșit în drum, la care suspecții i-au aplicat o lovitură de cuțit în regiunea abdomenului și s-au eschivat de la locul infracțiunii. Suspectați de crimă sunt doi frați de 31 și 40 de ani. Aceștia au fost deja identificați și sunt reținuți pentru 72 de ore. În acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru omor. Cazul este gestionat de Procuratura din Strășeni. Accident matinal în orașul Bălți. Două taximetre s-au tamponat violent și au blocat traficul în centrul orașului. Totul a avut loc în dimineața de 25 februarie, la ora 8:30, lângă o stație de troleibuze de pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt. Din imaginile făcute publice pe un portal de știri local, se văd două autoturisme grav avariate, aflate la o distanță de câțiva zeci de metri una de cealaltă. Bălționline.md scrie că din cauza accidentului în zonă s-au format ambuteiaje, iar zeci de mașini au stat blocate minute în șir înainte să-și poată continua drumul. Din fericire, victime nu s-au înregistrat, însă ambele mașini au fost grav avariate. La fața locului a venit și un echipaj de poliție care a înregistrat cazul. Deocamdată nu se știe dacă în mașini se aflau și pasageri. Totodată nu s-a stabilit care dintre șoferi s-ar face vinovat de producerea accidentului de circulație. Polițiștii din Bălți urmează să stabilească toate circumstanțele. Noapte groaznică pentru o familie din raionul Sângerei. În plină noapte, aceștia s-au trezit cu două persoane mascate în casă. Suspecții ar fi luat la pumni pe proprietari, iar ulterior ar fi luat o pușcă și au fugit, scrie deschide.md. Aceeași sursă scrie cu referire la poliție că incidentul a avut loc în noaptea de 23 februarie, puțin după miezul nopții, în localitatea Rădoaia. Astfel, două persoane cu cagule pe cap ar fi dat buzna într-o casă, l-ar fi bătut pe proprietar, un bărbat în vârstă de 66 de ani, dar și pe soția acestuia, cerând de la aceștia bani, dar și lucruri de preț. Proprietarul casei ar fi încercat să se apere cu o pușcă de vânătoare, dar unul dintre suspecții a luat arma. Ulterior, cei doi, văzând că nu au găsit bani și lucruri de valoare, ar fi luat pușca bărbatului și au fugit într-o direcție necunoscută, informează aceeași sursă. Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili identitatea suspecților, dar și locul aflării acestora. Explozie într-o gospodărie din Ungheni. Un bărbat de 37 de ani a ajuns la spital după ce butelia cu gaz pe care o avea în locuință a explodat. Totul a avut loc în noaptea de 25 februarie în satul Năpădeni din Ungheni. Potrivit pompierilor, în urma exploziei nu s-a produs incendiu în locuință, însă proprietarul casei a suferit arsuri la mâini. Un alt bărbat de 81 de ani din satul Pociun Băuți, raionul Râșcani, s-a ales cu arsuri de gradul 1 și 2 la față și mâini, după ce în dimineața de 24 februarie casa a fost cuprinsă de flăcări. Focul a distrus
zbunurile materiale din interiorul casei. Deocamdată nu este clar de la ce a pornit focul în acest caz. Tot de intervenția pompierilor a fost nevoie și în capitală, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica. Aici, flăcările au distrus 35 de metri pătrați din suprafața apartamentului, aflat la etajul 3 al blocului. Din fericire, pompierii au intervenit rapid, iar flăcările nu au reușit să se răspândească și la alte apartamente. Specialiștii nu au emis deocamdată nicio cauză preliminară a incendiului. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență urmează să stabilească cauzele, dar și circumstanțele tuturor incendiilor. Potrivit pompierilor, în ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit în 19 situații de risc. De la începutul acestui an, în țară au avut loc peste 250 de incendii, în care și-au pierdut viața 44 de persoane. Tragedie la o mină din Ialoveni. Paznicul minei de piatră din satul Piatra Albă a fost găsit mort. Oamenii legii spun că bărbatul în vârstă de 47 de ani ar fi decedat după ce poarta de la intrarea într-o mină de piatră s-a prăbușit peste el. Incidentul fatal s-a întâmplat în dimineața de 23 februarie, în jurul orei 8 în localitatea Piatra Albă. Un bărbat a sunat la poliție și a anunțat că a depistat cadavrul unui bărbat pe teritoriul unei mine de piatră. La 23 februarie, un bărbat de 47 de ani, aflându-se la serviciu la mina de piatră în calitate de paznic, încercând să deschidă poarta, aceasta a ieșit din funcțiune mecanismul de deschidere, astfel poarta căzând peste el. Fiind examinat de medicul legist, preventiv se presupune că moartea bărbatului ar fi survenită în urma traumei primite de la căderea porții. Medicii de pe ambulanță veniți la fața locului, din păcate, nu au mai putut face nimic pentru bărbat. Acesta s-a stins pe loc din cauza traumelor primite. Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele. Accident în lanț în capitală. 4 mașini s-au tamponat violent pe bulevardul Dacia, nu departe de intersecția cu bulevardul Traian. Totul a avut loc în seara de 24 februarie, în sectorul Botanica al capitalei. Imaginile de la fața locului au fost plasate pe o rețea de socializare. Din imagini se văd 4 mașini accidentate. Cel mai probabil, autoturismul din față, din motive neclare, ar fi frânat brusc, iar celelalte 3 autoturisme nu ar fi păstrat distanța dintre mașini și s-ar fi izbit una de alta. Preliminar, nu au fost înregistrate victime. Din cauza accidentului rutier, în zonă s-au format ambuteiaje și s-a circulat dificil. Deocamdată nu este clar cum s-a produs accidentul de circulație. Reprezentanții de la Poliția Capitalei nu au fost de găsit pentru a oferi mai multe detalii. Provocarea accidentului rutier, care s-a soldat numai cu pagube materiale, se pedepsește cu amendă de până la 1.500 de lei și cu până la 6 puncte de penalizare. Cercetările pe caz continuă. 3 persoane au fost rănite, dintre care un șofer se află în stare gravă după ce 2 mașini s-au tamponat frontal și au derapat de pe traseu. Potrivit poliției, accidentul rutier s-a produs în dimineața de 23 februarie, în jurul orei 10:40, în apropiere de localitatea Niscani, raionul Călăraș. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că un șofer în vârstă de 43 de ani, în timp ce se deplasa pe traseu, având ca pasageră pe soția sa, a pierdut controlul volanului din cauza condițiilor meteorologice, dar și din cauza că autoturismul avea lope de iarnă uzate. Acesta a ieșit pe bandă opusă și a tamponat un alt autoturism care se deplasa regulamentar. În cealaltă mașină se afla șoferul de 30 de ani și soția sa. În urma coliziunii, mașinile au fost grav avariate, iar șoferul de 30 de ani, dar și celelalte 2 pasagere din autoturisme au fost răniți. La fața locului a venit și ambulanța care i-a dus pe răniți la spital. Cel mai grav este șoferul de 30 de ani, care este internat în secție de reanimare. Celălalt șofer în vârstă de 43 de ani nu a pățit nimic. Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a vedea cine se face vinovat de producerea accidentului rutier. Un moldovean va fi sancționat dur după ce a fost surprins în timp ce traversa ilegal frontiera. Potrivit poliției de frontieră, acesta depășise termenul de ședere pe teritoriul Ucrainei și ar fi încercat să revină în țară. Cazul s-a înregistrat în dimineața de 24 februarie, în preajma sectorului poliției de frontieră Valea Perșei. Bărbatul a fost reținut la doar 200 de metri de linia de frontieră, în interiorul Republicii Moldova, după ce a fost observat de polițiștii de frontieră și grănicerii ucraineni. În urma verificărilor s-a constatat că bărbatul este locuitor al satului Kazaklia din raionul Ceadârlunga și are 53 de ani. Acesta a declarat că se afla în țara vecină din mai 2017. Pentru fapta sa, polițiștii de frontieră au pornit dosar penal, iar acum bărbatul riscă amendă de până la 37.500 de lei sau până la 2 ani de detenție. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Grav accident în centrul capitalei. 2 mașini au fost avariate după ce s-au tamponat violent.
Totul a avut loc în data de 24 februarie, la intersecția străzilor Mihail Cogălnicianu și Strada Bulgară. Un trecător care a văzut mașinile accidentate a filmat totul cu telefonul, iar imaginile le-a postat pe internet. Din imagini se văd mașinile accidentate aflate la câțiva zeci de metri distanță una de cealaltă. Cel mai probabil, impactul a fost atât de puternic încât unul dintre autoturisme a zburat mai mulți metri pe șosea. Deocamdată nu este clar care dintre șoferi se face vinovat de accident. Din fericire, victime nu s-au înregistrat. La fața locului a fost și poliția pentru a documenta cazul. Cercetările pe caz continuă. 9.000 de pachete cu tutun pentru țigările electronice au fost depistate în valiza unui cetățean turc care intenționa să zboare spre Istanbul. Lotul de tutun a fost depistat în seara de 24 februarie de către vameșii de pe aeroportul internațional Chișinău în bagajul suspectului. Iar în punctul de trecere a frontierei de la Cahul, vameșii au depistat 8.000 de țigări într-un microbuz care se ducea spre Irlanda. Principalul suspect în acest caz este șoferul microbuzului. Potrivit vameșilor, acesta ar fi vrut să scoată ilegal din țară lotul cu țigări. Prin urmare, vameșii au confiscat toate produsele de contrabandă, iar șoferul microbuzului riscă amendă de până la 4.500 de lei. Accident înspăimântător în sectorul botanic al capitalei. Roata unei mașini a fost smulsă din caroserie după ce automobilul s-a tamponat cu un microbuz marfar. Totul a avut loc în data de 23 februarie, puțin după ora 23, la intersecția dintre Bulevardul Traian și Strada Grenoble. Mai mulți șoferi au filmat imagini de la locul impactului și le-au făcut publice pe o rețea de socializare. Din filmulețe se vede că în urma impactului automobilul a fost cel mai avariat. Acesta a rămas și fără o roată din spate. Deocamdată nu este clar care dintre șoferi ar fi provocat accidentul. Preliminar, nicio persoană nu a fost rănită. La fața locului s-a deplasat și o echipă de poliție care vor stabili toate circumstanțele. Pentru provocarea accidentului de circulație, legea prevede amendă de până la 1.500 de lei, dar și până la 6 puncte de penalizare. O tânără de 24 de ani a murit, iar alte 5 persoane au ajuns la spital după ce două mașini s-au tamponat frontal. Totul a avut loc pe 23 februarie, în jurul orei 18, pe traseul dintre satele Butuceni și Popenchi din raionul Râbnița. Potrivit milițienilor din regiune, accidentul s-a produs după ce un șofer de 25 de ani ar fi pierdut controlul volanului, iar mașina sa a ieșit pe contrasens și s-a izbit într-un alt automobil, condus de un tânăr de 22 de ani, care avea 4 pasageri la bord. În urma impactului, o tânără de 24 de ani care se afla în mașina tamponată a decedat la fața locului. Totodată, șoferul care a provocat impactul a fost internat în secție de reanimare, în stare gravă. Tot la spital au ajuns și șoferul de 20 de ani, dar și un tânăr de 27 de ani, o tânără de 21 de ani și încă un tânăr de 24 de ani. Milițienii din regiune cercetează cazul. Dacă deții imagini sau informații care pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.